Cum a fost de astăzi privind această poveste a filmului Reconstituirea? Cum a fost pentru un tânăr care credea că este liber, că nu viața începe, că a întâlnit un uriaș, cum este Lucian Pintilie, o personalitate răvășitoare, de o inteligență sclipitoare, acid, lamă, un om care a făcut o poveste ca Reconstituirea, în care doi tineri debutau, alături de George Constantin, de Emil Bota, da. Atenție, Ernest Maftei, da. Și Marina, Ernest Maftei. Iar filmul ăsta este... Vezi că nimic nu e întâmplător în viață. Acest film s-a născut și într-un moment foarte important, într-un moment extraordinar, un cutremur în Europa, care a contat enorm la această formare a noastră. În ziua în care noi am început filmările, vă reamintesc pentru memoria peliculei, Ceoslovacia era ocupată de tancurile sovietice. Eram o tânără generație la 21 de ani și eu și Mihăiță, care nu prea știam de lucrurile astea, de ce se întâmplă în jurul nostru din punct de vedere politic, această încleștare extraordinară între aceste blocuri comunist și capitalist. Și am avut șansa undeva la Sinaia, pentru că vorbesc de Sinaia, de orașul tău de suflet, pe care și eu l-am iubit și l-am descoperit atunci, într-o locație absolut de vis, undeva la Cumpătu, și unde a contat enorm, Marina, faptul că eram împreună cu câțiva iluștri poeți români care luau masa împreună cu noi. N-am să uit că trăiesc un radio care mergea non-stop pe Europa Liberă și aș face o mare greșeală dacă nu i-aș pomeni pe Fănuș Neagu, pe Joe Dumitrescu, Ion Băieșu, care locuiau la Cumpătu. La vilele de creație. Exact. Da. Erau acele case de creație unde ei stăteau și lucrau. Și seara ne întâlneam, noi veneam de pe platou de filmare, care însemna gara din Sinaia, gara prin care în fiecare zi, vreau să vă spun, treceau trenuri cu soldați ai armatei române care mergeau spre graniță cu Ungaria, în perspectiva unui atac iminent, pentru că astea erau anunțurile, și sub presiunea asta extraordinară, a început acest film și imaginați-vă că seara eu cu Mihăiță îi sorbeam pe acești uriași oameni care erau în jurul nostru, de la George Constantin și Emil Bota și terminând cu Geo Dumitrescu, care era un personaj fascinant și unde se discuta liber despre soarta noastră, despre viața noastră. Și toate astea împletite cu un Pintilie care era de o aciditate și era un fel de, cum să spun eu, de ucenic al diavolului. Ucenicul vrăjitor. Da, ucenic vrăjitor și al diavolului, pentru că în permanență ne încărca cu știrile la care el avea acces. Și trebuie să spun că sub tensiunea asta extraordinară, nu întâmplător s-au plămădit aceste bucăți mici de cocă care însemnam eu și George Mihăiță la început de drum, știi? A fost așa o frământare la care am participat și care încet, încet ne-a deschis ochii asupra acestui sistem care era în jurul nostru. Nu uita că noi veneam din niște pașnice orașe de provincie, uitate de Dumnezeu, cu o informație foarte simplă și limitată, da?
Și ne-am trezit brusc într-o vâltoare. Vâltoare, da, în care se spuneau adevăruri năpraznice pe care mințile noastre uscate, ca niște bureți uscați, le prindeau. Și personajele toate și acel film care a însemnat primul film de rezistență și de anticipație a dezastrului care urma să vină peste România, automat ne-a propulsat în topul celor mai iubiți actori.